Dragi mămici care vă regăsiți în articolul de pe blog, deși sper să fiți foarte puține, vreau să vă spun ceva. Nu sunt eu un mare guru al parentingului, dar din experiența mea cu Sofia, de 5 ani de zile, am învățat un lucru. Nu trebuie să existe războaie între părinți și copii. Nu trebuie să existe bătălii. Nu trebuie să existe învinși și învingători. Trebuie totul să fie o negociere, astfel încât ambele părți să pară că vor câștiga ceva, că le va fi bine amândurora. Iar tu, adultul, cu siguranță ai mai multă minte decât copilul și atunci trebuie să lași mai multe de la tine, să aduci copilul pe calea ta fără ca el să realizeze că pierde ceva. În acest caz, dacă cel mic ar fi adormit, cred că ambele părți ar fi avut de câștigat. Și mama, care dintr-o dată ar fi avut foarte multă liniște, și copilul, care ar fi adormit liniștit. Despre asta este vorba până la urmă, despre o negociere și de a căuta cea mai bună soluție pentru amândoi. Oare ce o să zică Sofi mâine când o să ajungă acasă și o să vadă că nu suntem? Și da, ne este dor de Sofi. Recunoaștem puțin așa. Mie, mi s-a făcut și mie un pic dor. Gata, hai, bine, recunosc.